a sustras două monitoare de computer pentru a întoarce o datorie. Este vorba de un tânăr din comuna Ciorescu, municipiul Chișinău, care a fost prins de polițiști noaptea trecută, în momentul în care a pătruns în oficiul de stare civilă de pe strada Serghe Lazu din capitală. Tânărul a spart cu piciorul geamul din subsolul localului, de unde a scos două monitoare. Luat la întrebări de polițiști, bărbatul a spus că a încercat să sustragă aceste obiecte pentru a întoarce o datorie de 300 de dolari. Cazul este cercetat de poliție în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor infracțiunii.